Bună seara! Mai spune și bună seara, nu numai bună ziua. Da. Deci astăzi, în seara asta, vreau să spăl gogoșarul, îl tai, pun condimente pe el și de dimineață îl pun în borcan. Dar el trebuie să stea până dimineață în oțet, în un pic de zahăr, condimente. Începem activitatea. Așa. Îl spălăm. După aia îl tăiem. Scoatem sămânțele. Așa. Păi da, trebuie să-l mai tai. Iau ăștia de aici. Noi dăm o dată cu apă și punem aici. Asta e o rețetă chiar de mult. Nu știu de la cine o am. Chiar nu știu. Dar știu să spun că se pune 1 kg de oțet și jumătate de kilogram de zahăr, frunză de dafin, piper, semințe de muștar. Se pune păstă, sare și atunci se lasă până dimineață. Și el lasă și el o gogoșară, lasă o apă, o zamă. Și atunci, de dimineață, se așează în borcan și nu se pune absolut nimic altceva. Acum parcă sunt mai dulci față de acum câteva zile. S-au copt, așa e? Sigur că da. Și așa crocant rămâne până în primăvară. Păi dacă îi fierbi sau pui apă fiartă, să moaie, știi? Mai am avut o rețetă care se punea apă, se fierbea cu sare, cu oțet, cu un pic de ulei, cu toate, și se punea gogoșarul acolo și atunci îl țineai până schimba culoarea. Deci Da. 3 minute pe o parte, 3 minute pe alta și l-ai așezat în borcane. Dar asta e rețetă. Dar nu știu de la cine o am, chiar nu știu. O rețetă care se pune numai zahăr, oțet, sare. Și rămâne așa. Uite ce lucrușor fain. Chiar super. Nu. Nici nu ai ce spăla pe el. Ca să-l speli. Dar încă nu-i copt bine, să știi. Nu știu, de acum parcă sunt mai dulci. Da, dar mai puteam să las. Știi că mai puteam să las. Dar m-a fost frică să nu cumva să se strice, să moaie. Știi? Și am găsit niște crăstăveți din aia baby,
Așa. Dar puțin. Așa. Cornulețe, cum ziceam. Da. Și la ăla o să fierb apa cu sare și ai altă rețetă. Pune apa aia așa opărită cu mâini, păstă crăstăvețe aia și așa rămâne. Nu știu altă rețetă cu crăstăvețe să pune altfel, decât să fierb apa și așa fiartă cu mâini, pun peste crăstăvețe care îți clădiți în sticlă. Alții zice că pune crăstăvețe numai cu apă și sare. Nu, nu știu dacă care e cea mai potrivită. Numai apă cu sare? Da, în saramură. Nu, nu cred că e așa de bun. Nu, depinde acum. Eu aici, în apa asta cu sare, care o fierb, pun și zahăr, dar așa un pic, nu mult, după gust. Pun și zahăr, și sare, și piper, și bruză de dafin. Și toate astea le torn peste ardeiul ăla, adică peste... Peste crăstăveți. Dar făceam așa și chiar dacă am avut ardei. Nu aștept ultimele două? Ultimele două, că nu putea să rămână ea să mă filmeze când am făcut eu aici. Și după aia le preparăm, nu? Da. Dar problema lui că nu am așa ceva larg, lat. Ca ei să stea acolo în oțetul ăla, să ajungă tăți. Nu știu ce-i face. Fiindcă dacă pun în oală din asta, alea de din jos rămân acolo și alea deasupra poate n-ajunge. Să pun în două, chiar nu știu. Acum, eu cum ți-am spus, pui în două oale din alea mari, da. Știi? Deci vă spun și acum că poate mâine... Când eu o să pun în borcan, poate cine să uită acum, mâine la servici sau plecați undeva și n-aude. La 6 kg de gogoșar, eu am luat, am zis 5, dar am plătit mai mult, deci a fost 6. 6 kg de gogoșar, 1 kg de oțet, jumătate de kilogram de zahăr, 6 linguri de sare, linguri de supă, da. De sare și condimente ce vreți, piper, eu am și piper și frunză de dafin și muștar, semințe de muștar. Toate astea se pune acolo, se pune și hrean, da. Acolo e și hrean, trebuie să-l curăț. Dar îl pun eu mâine. Toate se amestecă și se pune peste gogoșarul ăsta, se lasă de sara până dimineață și dimineață să ia frumușel de acolo unde se iei puș, să așează în borcan și zama aia ce-o lăsat gogoșarul și cu oțetul care îi, să pune peste ele și să închide și atâta tot. Compoziția ce am spus. Oțetul cu... Nici oțet n-am găsit, să știi. Serios vorbesc. Să vezi ce ochet am găsit. Vă și citesc. De la Raureni? Da, Raureni. Este da. Oțet bun. Oțet de mere cu miere. Cu miere. Acum cu văd. Cu miere, dar vin. Nu știu dacă se vede. Da. Dăm un pic, că n-am filmat cum trebuie. Așa. Deci.
Dar miroase fain. Da, foarte fain. Chiar miroase fain. Deci eu am mai pus niște gogoșari gustoși. Da, eu am mai pus gogoșari cu miere, dar bine să știi. Și au ieșit fain, așa? Foarte fain. Și chiar acum, auzi, eu nu știu, am uitat de mierea, dar bine. E, și pui și miere? Să văd dacă găsesc aici. Ok. Eu am ceva miere. Deci așa ceva. De asta e zaharizată. Numai dacă mă aduci de la tine. Și mi-ai zaharizată. Deci în oțetul ăsta care am golit, pun 6 linguri de sare. Deci jumate de litru. Sau un litru. Un litru, da. Deci un litru de oțet. Da, un litru de oțet. Și 6 linguri de sare. Așa. Așa linguri. Una, două, trei, patru, cinci, șase. 6 linguri de sare. Sare alimentar de masă din ăsta. Sare natural. Da. Sare când am făcut șoanca. E, acum, fiindcă m-a adus aminte Angie, deci trebuia să pun jumătate de kilogram de zahăr. Dar eu, într-adevăr, puneam... Miere. Puneam și cu miere de albini. Să știți. Și punem așa, cu vârf, 6 linguri. Una. Două. Trei. E mai bine ca zahăr. Da. Trei. Mai... Patru. Natural. Ăsta îl ține, să nu se strice. Patru. Cinci. Șase. Asta e mere originală. Da. Păi dacă se vede, dacă se cristalizează, atunci da, e naturală. Original. Da, chiar original. Bună. Nu, Angie, mi-ai dat o idee bună. Serios, am uitat de miere. De miere de albin. Acum amestec. Acum amestec un pic. Că stă acolo înțepenite. Deci se pune 6 linguri de sare și 6 de mere de albin. Dacă n-aveți mere de albin, puneți jumătate de kilogram de zahăr. În oțetul ăsta care e aici. M-ați înțeles? Vreți să gustăm ce? Nu. Nu-ți fie frică? Nu mă simt bine eu. Asta e altceva. Așa. Și acum punem muștarul. Semințe de muștar. Aici sunt. Așa arată. Punem tot. Boabe de piper. Un plic punem. Da, unde scrie câte grame? Pe spate, acolo. Aici? 17 grame? Da, 17 grame. Într-un plic. Așa. Punem și frunze de dachin. Câte foi pui? Da, cât am luat până la. Mașe mici. Arată așa. Arată bine. Chiar arată bine.
Ce e dulce? Nu, nu e dulce. Nu e dulce? Nu. Îi, da, gustă-l mai un pic. Uite-l mă gustă. Îți scade tensiunea. Acum îmi pare rău ce fac, că nu am să fie largă. Asta e. Acum ce să fac? Nu știu cum o fi aici. Cred că împart jumate-jumate. Păi, nu așa, jumate-jumate, știi? Că altfel n-ai cum. Păi și pui și acolo, așa. Jumate. Facem să fie bine. Da. Uite așa, așa trebuie să fie. Hai să le pun și aici, Dafin. Fie așa frumos. Acum am nimerit o bine așa, și aici au, și aici dâncoace au, uite, să lasă ei, și aici la fel, și de dimineață o să vă arătăm cum e. Nu-i mare lucru. Câteva borcănele o să mese, nu iasă mult. V-am spus, eu puneam înainte, eu am pus acum, serios. Da, acum, acum asta e? Asta e? Arată bine, gogoșari. Da, arată bine. Și acum pui capac peste ele sau? Așa rămâne. Așa rămâne până mâine? Da, da. Ah, ok. Nu, bine atunci. Nu mai le facem nimica altceva decât așa. Deci, aștia eu ce-am făcut aseară. Ați văzut pas cu pas cum am făcut. Aici e oțetul, merea de albin, piper și semințe de muștar, dafin. Și cine n-a văzut aseară, la 6 kg de gogoșar am pus 1 kg de oțet, 6 linguri de mere de albin și 6 linguri de sare. Și să punem borcan și gata, deci nu mai trebuie opărit, nu mai trebuie nimic. Natalia. Natalia. Ce? E și Natalia aici. Suntem răciți toți. De la mic până la mare. Da, prima s-a răcit Natalia cu o servit înghețată. Peppa Pig. Și noi nu ne-am putut abține, am mai pupat-o. Și... și acum... uitați ce crocant, ce fain e. Foarte fain. Și acum suportăm consecințele. Dacă ne-a trebuit Natalia să o pupăm. Asta e.
bine. Gogoșar, da. Deci eu nu am pus conservant și acum pun un pic de ulei ca să nu facă floare deasupra. Cu toate că le ține merea de albin. O picătură, o lingură. Atât. Vedeți? Nu-i mult. De unde a apărut asta așa mică? Gata. Un borcanel. Asta e borcanul pe iarnă. Da. Ce frumos arată. E zrăgușită. Să punem și hireanu. Joacă cu Mickey. Acum punem apă, oțel, nu-i apă. Tati Tito.
Hai să pun cu lingura, ca să vedeți că o lingură trebuie, nu trebuie mai mult. E suficient. Atât. Ați văzut ce puțin iasă din 6 kg. Da. Un borcan mai mic, că e puțin material aici. Aha. Și borcanul e tot gogoșar în oțet. Da. Da. S-o nimerit. Ci că fără colorant. Așa scrie pe el. Da? Mhm. Păi, cam nu prea mâncape. Stai că nici n-am pus herean. Ți-am spus să pui în ăla mare. Da, ăla e prea mare. Cum fac? Încearcă să pui în ăla mare. Păi, cred că ți intră. Hai să vedem. Cum se zice, tot e live. Noi nu facem altfel. Da. Nu, ce ziceați acum? Ce să pun eu aici? Castraveți pe deasupra. Nu, că ea trebuie păriți. Cu ea mi-e frică. Așa ceva am pus întotdeauna, dar castraveți n-am pus. Așa, puneți amaia toată, știi? Eu o să pun. Și atunci nu mai trebuie. Ca să acopere tot, știi? Are herean. Cât vrea. Mamă, de unde mai pus asta? Deci e jumătate. Și prea mult dafin aici. Pune și un pic de dafin acolo. O să pun, dar nu așa mult. Ați văzut rețeta? Da, fix. Serios? Da. Eu nu glumesc acum. Exact la fix. Numai borcanele nu-s după rețetă. Mă scuzați că de-abia vorbesc, mă doare gâtul. Hai să pun cu lingura. Cine nu a văzut aseară, am pus 6 linguri de mere de albini. Vă arăt. Da. Și ulei de
Mâinile mele ude așa de bord. Uitați, mere de albine originală. Da. Sper să stea asta, dacă n-are destul. Aceasta este realizată. Ce să zic? Eu zic o să iasă. Până la Crăciun o să reziste. V-am spus aseară, nu știu dacă s-a uitat de lumea. Nu s-a uitat, că încă n-am pus. Dacian are acid la stomac, atâta crestăveț și atâta critură. O mâncat până acum are destul. A creat la stomac. Și am pus așa numai, să nu zic și eu că nu am câteva borcane. O să mai pun eu așa pe parcurs. Dar nu o să mai postez, acum v-am arătat eu rețeta și cred că ar trebui să mă gătesc cu oțet. Mm-hmm. Nu? Da. Un pic de oțet, că trebuie un pic să dea toscă, știi? Da. O să fie cel mai acri. Nu, dar o să țină. O să țină. Vedeți cum stă uleiul deasupra. Și ăsta o să le țină să nu facă floare. Da. Și n-are cum să facă floare dacă e numai oțet și mere de albin. Cam atât. Vă doresc numai bine. Să ne vedem data viitoare mai bine, că acum suntem pe niciunde. Da, suntem răciți. Sănătate!